Gata, nu-ți mai fă griji. Bine, nici nu ți le-ai prea făcut și când erai cu, în războiul magic, cu pleazna apusă și nu înțelegeai ce ți se întâmplă, da? Erai pregătit, pregătită, ținută în divin, așa, în brațe. Bun. Cine a îndrăznit, legat și pedepsit, dar cine a dus cu tine războiul magic, nu mai are putere, i s-a luat... Divin, i s-a luat puterea, i s-a luat, nu știu cum sună așa ceva când te gândești că e dintr-o lume în alta sar și e, dar ajungi într-o lume unde dacă cineva s-a dat la tine magic, cum i s-a arătat puterea, așa a și plecat. Pentru că a ales... Nu știu, a ales să-și bată joc de cineva răsturnat. Bun. Am mai zis, într-un an, nu știu câți ani, bun, se rezolvă. Energia pură a intrat în... programele, da? Le dizolvă, le aranjează, le așa. Un fel de... Tu încă ești în războiul magic, în paralel. Și tot tu ești cel care a ieșit din războiul magic. Și te îndrumezi tu pe tine în înregistrările care le faci de când lumea, okay. De când e lumea ta, dai seama ca timp. Nu știu câte miliarde de ani are lumea și secole și pământ și care că se proiectează acum, da? Acum vezi cum se proiectează lumea, pământul, da? Poveștile. De când e lumea ta? De câteva zile. Cam sucită, ciucită, dar e lumea mea, da? E lumea ta și e superbă. Și mergi mai departe și vezi de treabă că te descurci. Asta vreau să zic. Nu-ți mai faci griji cine are grija ta sau cine îți poartă de grijă. Da, da, da. Că nu mai aveți nicio tangență. Nu mai... Imaginează-ți unde ești tu și unde e cine. 1, 2, 3, 10, câți ați fi... luptați energetic, magic, da? Omul nici nu știe, se trezește într-o lume unde nu înțelege de ce e atacat. Da? Acum știi despre ce e vorba și energiile se reciclează și sunt cam atacabile, atacante. Și tu ești zoldat și îți vezi de treabă. Știi ce ai de făcut, cum și ce. Nu mai are nimeni treaba ta, tu nu ai treaba nimănui, nu e despre să fii cu cineva în gașcă, nu mai e, gata, e toate programelele, vezi ce faci, vezi ce faci, vezi cum faci, vezi de ce ai nevoie, toate addiction, toate, da, ce, de ce te legai în 3D și îți plăcea și ziceai că, da, acolo e norocul, acolo e fericirea, nu mai e. Îți date peste cap, valorile sunt toate răsturnate, nu mai e nimic. E cumva, se echilibrează, binele și rău se echilibrează și nu mai simți nimic. Și de-abia de aici începe să se întâmple una alta, vezi tu pe parcurs mai departe. De ce îți mai faci griji de unul de altul care mai apare în viața ta și te gândești... Da? Cum să pui la punct lucrurile să nu se agite lumea și să nu sară pe tine, pentru că cade în dezgrație. Ești dezgrațios, dar ești bolnav, da? Un fel de... acolo ești, te descurci foarte bine. Mm.
Așa. Dacă îndrăznește, aha, chirdâc. Se răstoarnă și nu mai vede, da? Nici n-ai să știi ce nu mai vede. Nu e un fel de, a, vezi că îmi faci, nu știu ce, îți fac, nu. Tu mergi mai departe. Ce înseamnă urci în vibrații? Clipă de clipă ești în altă lume. Am mai zis, omul te întâlnește, nu știe de unde să te ia, nu mai ține minte ce a făcut, ce adres, astea sale mele, cam acolo e, da? Ba, sale tale. Da? Nu mai țin minte. Da? Te cunosc de undeva? Da, acolo e. Și vezi de treabă. Ce faci, ce dregi. N-ai venit pe pământ să faci lumea mai bună, să o schimbi sau să fii erou sau eroină. Sau... Ai venit să trăiești viața. Ori viața ta e altfel. Da? A fost dintotdeauna. Ți s-au dat peste cap energiile. Asta era. Ai venit să trăiești viața dimensional. Încă o dată. Săritură cuantică. Sari dintr-o lume în alta, te aduni energetic, îți aduni organismul, nu te minunezi, vai, ce e asta, ce am, de unde e asta, da? N-ai cum să știi de unde e, pentru că poți să ajungi într-o lume unde ieri nu știi ce ai făcut, nu știi unde ai fost, nu știi despre ce e vorba. Într-o lume unde fără trecut ești, ești doar în prezent, viitorul nu știi, da? De fiecare dată sari într-o lume unde trecut nu e. De-aia nu te mai gândi la trecut și nu-ți mai adu aminte, pentru că trecut nu e. Tu proiectezi la loc și în altă lume problemele care le-ai avut cu nu știu cine, da? Doamne, se ține scai de mine nu știu care. Pentru că, da, lași acolo, dacă și-ți amintești și nu poți scăpa și... Domnule, s-a întâmplat ceva acolo, nu pot scăpa să mă dezleg de nu știu cine. Îți imaginezi că e în lumea aia unde aici nu are acces. E în lumea lui, a ei, da? Acolo unde v-ați întâlnit, acolo i-ai lăsat. Mai departe, vezi-ți de treabă. Nu te mai deranjează nimic și nimeni. Da, era interesant cu... Cărțile, 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 feluri. Da, e cu cine te luptai, ai sărit în altă lume, omul a rămas în energiile valetului de cuțite. Îi face acolo așa ceva cu cuțitașul, se luptă nu știu cu cine, da? Tu nu mai e treaba lui, a ei, cu cine ai luptat, a ieșit din așa ceva. Te mai simți una alta, vezi pe parcurs. Tot deranjul din organism, ai răbdare, se transformă, se vindecă. Asta vreau să zic, nu-ți mai faci griji. Da? Orice ar fi. Intuiția. Intuiția e dată peste cap, despre, îmi povestește despre... Că tot te ține, domnule, dar ce face cu tare, cu tărică, da? Ce i s-a întâmplat, ce... Da? Printre ale tale tu ai de făcut una alta de dimineață până seara și tot, domnule, te gândești la nu știu care. Astea sunt programele de gen eroină, gen salvarea națiunii, a țării, a pământului, gen guilty, gen, da, programelele se activează. Că ai avut sau n-ai avut grijă de om, da, ai dat, te-a dat de toți pereții, te-ai întors și ai plecat, n-ai. Mai stai să, da? Și omul acolo e dat de toți pereții de alegerea pe care a făcut-o. E simplu, fiecare trece prin ce are de făcut, nu răspunzi tu pentru nimeni, da? Și nimeni nu răspunde pentru tine. Ai anulat tot. Te-ai anulat pe tine, adu-ți aminte, anulându-te pe tine, ai anulat toată lumea în jur. Aia ziceam cărțile, am încercat mai multe feluri azi și
Era foarte mișto. Luam un teanc de cărți și imediat îmi răspundea. Era cumva întâi răspunsul și pe urmă întrebarea și ziceam, a, asta am întrebat. Și luam alt teanc, povestea altfel cumva, iarăși nu m-am deschis și, a, asta am întrebat, a, ok. Da? Și iată, roata norocului pleca mai departe. Nu mai ai nicio treabă. Nu mai, gata. Fă ce vrei, distrează-te. Oricum, până la de sărbători, e în timp, da? Deci, eu pentru asta am început înregistrarea, nu ceea ce am spus până acum, dar... De ce iarna se încălzește brusc acum? De ce vine, da? E începutul iernii și e o căldură, da? Săritura cuantică o face toată lumea, se moare pe capete, se renaște pe capete, așa, în organismul în care, da, lumea nu prea știe, nu prea înțelege, înțelege până la capăt, de-aia îți vezi de treaba ta și ghidezi cine e din câmpul tău energetic și pe unde o apucă. Cam acolo ești, ok, distrează-te.